Un jour, une expression. Un jour, une expression. Ozi ou expressie. Prendre son courage à deux mains. L'expression prendre son courage à deux mains. Expression prendre son courage à deux mains. Se traduit mot à mot. Se traduire couvente Aș lua curajul cu două mâini. Aș lua curajul cu două mâini. Me attention. Dar atenție. C'est une expression. Este o expresie. On ne peut pas la traduir mot à mot. Nu putem să o traducem cuvânt cu cuvânt. Prendre ton curaj à voe dire înseamnă rasamble tut se pentru pur a întreprinde ceva. tut tot se forse, aș așaduna toate forțele toate puterile pur a pentru a întreprinde ceva Pranderson courage à demain se traduit roman se traduce în română aș lua inima în dinți. Pranderson courage à demain aș lua inima în dinți. Exemplu. Exemplu. Bernard a Son courage à deux mains et a demandé à son patron une augmentation de salaire. Bernard a pris son courage à deux mains, Bernard Chalouatinimandins, et a demandé à son patron, Chiacherut patron une augmentation de salaire. O mărire de salariu. Prandre. Verb du troisième grup. Prendre, Verb de grupa a treia. A lua. Nu prenom. Nu prenom. Noi luăm. Il prenă. Il prenă. Ei iau. Vous observe, observați, că je încadre la consonă D, al infinitiv. Observați că am încadrat consoana D la infinitiv. Vous devez savoir, trebuie să știți, că la conson D dispare o pluriel, consoana D dispare la plural Present, la indicativ prezent, la indicativ prezent. Vous devez savoir că pur nu e pur vous, trebuie să știți că pentru nu și pentru V, vous, vous devez ale al infinitiv, trebuie să mergeți la infinitiv, o radical du verb, la radicalul verbului. Pur la în persoan du pluriel, pentru persoana a treia plural, al la indicativ prezent, la indicativ prezent, vous ne devez pas oublier de double le N. Nu trebuie să uitați să dublați N-ul, adică N-ul. Se purcoa un D, de aceea spunem, il prenă, il prenă. Un verb qui double le N, un alt verb care dublează enul, al indicativ prezent, la indicativ prezent, se osi le verb venir. Este și verbul venir, verb du troisième grup, verb de grupa a treia, a veni. Bien sûr, il y a aussi un autre verb, bineînțeles, este și un alt verb Double le N, care dublează Nul, le verb tenir. Verbul tenir. Je répète, répète, pour prendre, à lua, pour venir, a venir, pour tenir, à ține, Et leurs amis și prietenii lor, c'est-à-dire le verb compose avec se verb, verbele compuse cu aceste verbe, on ne doit pas oublier, nu trebuie să uităm, de double le n, să dublăm n-ul, indicativ prezent, la indicativ prezent, a la troazie în du pluriel, la persoana a treia plural. Le courage. Le curaj, curajul. De, de, doi sau două. La man, la man, mâna. Rassemble, rassemble, verb du premier grup, a aduna. Le force, le force forțele sau puterile pur, pur, pentru, contră, contră, contra sau împotriva. Antreprendre, antreprendre, verb du troisième grup, verb de grupa a treia, a întreprinde. Vă observez că le verb antreprendre, observați că verbul antreprendre e compozit, este compus avec le verb prendre, cu verbul prendre, a lua. Donc, deci, vous ne devez pas oublier, nu trebuie să uitați, că le D de la infinitiv dispare, că deul de la infinitiv dispare, o pluriel, la plural, e a la troisième personne du pluriel, și la persoana a treia plural, de indicativ prezent, de la indicativul prezent, vous devez DUBLE le n, trebuie să dublați n-ul, n-ul. Quelque chose, chose, ceva. Quelque chose d'important, quelque chose d'important, ceva important. Vous observez că în on a pas de préposition. Observați că în română nu avem prepoziție. În français, un dit quelque chose d'important. Rien de special. Nimic special. Sans préposition. Fără prepoziție. Mais en français, rien de special. Avec préposition. Cu prepoziție, Une augmentation. Une augmentation. O mărire. Augmenter augmente verb du premier grup, verb de grupa întâi, a mări, diminuie, diminuie, verb du premier grup, a diminua sau a micșora. Une diminution de salaire. Une diminution de salaire. O diminuare sau o reducere de salariu sau salarială. Merci d'avoir regardé la video. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la video. Nu pas de vă abone. Nu uitați să vă abonați la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. A bientôt! Pe curând!